Va intra și Anthony, da? Numai trebuie să ne strângem într-un număr cât mai mare, lumea știe că la ora 9 trebuie să intre. Să vedem dacă va fi spectacol de meci. Provocarea este frumoasă. Ia stați așa să schimbăm aici ceva. Hai să vedem dacă prindem 3. Hai să vedem, la mișto. Hai că am pus. Tap-tapul pe ecran și distribuim, da? Stați așa că băgăm așa cum ne place nouă. Aștept să băgăm piese de suspans. Tap-tapul toată lumea pe ecran, vă rog din suflet. Tap-tapul pe ecran până intră Anthony, să intrăm cu el. Tap-tapul pe ecran, da? A intrat Anthony pe live. Anthony nu a intrat pe live. Așteptăm, da? Va băga piese de suspans să fie... Anthony nu a intrat pe live încă. Da, vă rugăm, da, ca să rămânem pe foriu. Nu știu care este situația, vă spun sincer, nu am organizat nimic. Nu am făcut niciun blat cu nimeni. Mergem doar pe noroc și pe bună voință a oamenilor, da? Ultimul meci oficial cu Cosmin l-am câștigat. L-am bătut la diferență mare. El nici măcar nu a avut... Se aude prea tare? Bun. Nici măcar nu a avut pornire. Să zici că am avut cu cine să joc. Un meci înainte cred că am avut cu Ionut Stoica acolo. A fost foarte mare diferența între noi. Nu știu care a fost situația atunci. Știu că un meci oficial l-am avut cu Ionut Stoica și am avut atâta diferență, da? A intrat Anthony. Lăsăm 2 minute să intre lumea. Este 21:00. Mă amețește că m-aș arta. Îmi pare rău. Nu mai pot schimba acum. Am intrat. Mai încet muzica. Bun. Ia să vedem. Îl așteptăm să se adune lumea și la el. Imediat dăm drumul la meci. Am mari emoții. Credeți-mă că am foarte mari emoții. N-am mai făcut treaba asta de mult. Hai să vedem, ia să-i dau cerere. În 4 minute 5 dăm drumul la meci. Să se adune lumea și la el. Frate, giorno, frumos. Dai. În 4 minute dăm drumul la meci. Cât? În 4 minute dăm drumul la meci. Fii atent. Repede îți spun provocarea, da? Provocarea este în felul următor. Care pierde trebuie să sufere alegerea câștigătorului a unei îmbrăcăminți, unei ținute vestimentare, da? Anthony, dacă pierzi, fii atent aici, eu decid cu ce să te îmbrac pe tine și separat de treaba asta, îți faci un tricou. Pe tricou trebuie să scrie numele susținătorilor pe care eu îi aleg. Te duci în mall, în Afi Cotroceni, îmbrăcat de mine, cum vreau eu. Ține minte, ți-am spus că mă voi răzbuna. Te-ai luat de încălțările mele, Anthony. Crede-mă că îți dau cea mai mare rușine și te voi îmbrăca eu personal și te vei duce în Afi Cotroceni îmbrăcat așa, filmat, postat pe TikTok de către mine. Dacă tu câștigi, eu voi suferi această provocare aleasă de mine, da? Sper din tot sufletul, Doamne, sper din tot sufletul să nu fi făcut o greșeală când am ales provocarea asta. Rămâne aceeași provocare și viceversa, deci, da?
Da, este provocarea aleasă de mine pentru că ultima dată, știi care a fost situația, am câștigat multe meciuri și a picat la mine provocarea. Nu știu care este situația la tine, Anthony, crede-mă că am mari emoții. Nu am vorbit cu nimeni în privat să zici că mi-am făcut vreo carte. Atât îți arăt, uite. Anthony, în 2 minute dăm drumul la meci. Regulă, nu jucăm cu mănuși. Nu are cum, nu cred că are, cred că n-are nimeni mănuși, nici eu, nici tu. Nu. Nu jucăm cu mănuși. Gata, și-a revenit. Spuneți-mi dacă și-a revenit acum, vorbesc clar și normal. Când revine, am pornit direct. Da, merge, da, și-a revenit. Anthony! E și 4 minute. Te-am pus pe mut. Într-un minut dă drumul la meci, e și 4 minute, mai stai puțin. În vreo 30 de secunde maxim dă drumul la net. Te pun și eu pe mut și jucăm așa? Mi-a revenit netul. Nu, dar te pun și eu pe mut sau ce? Da! E și 5! Hai! Hai! Start! Start! Tap-tap cu toată lumea pe ecran, tap-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 tap în forță! Hai mă, hai! Fără mănuși! Se joacă fără mănuși, toată lumea tap-tap-ul și așteptăm provocarea de viteză! Așteptăm provocarea de viteză, tap-tap-ul și trandafir pe ecran! Tap-tap-ul și trandafir pe ecran, vă rog din sufletul meu! Tap-tap-uri și trandafir pe ecran, avem 11 win-uri, hai mă, un match, match-ul oficial, hai! Tap-tap-uri și trandafir pe ecran ca să ne dea provocarea de viteză, da? Să ne dea provocarea de viteză! Tap-tap-uri pe ecran, tap-tap-uri pe ecran, sper să ne dea unor 3 din ăla, să aruncăm în aer! Bun, s-au oprit comentariile, toată lumea tap-tap pe ecran, toată lumea tap-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 tap! Tap-tap-uri pe ecran și trandafir pe ecran să ne dea ordoiul! Provocare de viteză, bine, așteptăm! La ordoi tot ce avem! La ordoi tot ce avem! 22 de puncte avem nevoie! 22 de trandafiri avem nevoie, repede, vă rog, din suflet să-i facem! Hană! Perfect! A început ordoiul! Bine, Black Panther, bine! Tot acum la ordoi! Tot ce avem acum la ordoi! Tot ce avem, Lucia Dobra, mulțumesc din suflet! Alexandra! Tot ce avem acum la ordoi, tot ce avem acum la ordoi, tot, nu! Mamă, tot ce avem acum la ordoi! Diana, mulțumesc din suflet! N-am prins la ordoi nimic! Mica, să rămână mult! N-am prins la... Te iubesc, Petru, te iubesc! Ro Adriana! Kinga, mersi din suflet! Ro Adriana, mulțumesc! Daria, te pup, Daria mea! Sebastian! Viața mea, Sebastian! Leul meu, puterea mea! Te pup, Sebi! Petru! Îmi tremură mâna când mă gândesc la discursul pe care am să ți-l dau. Kinga, te iubesc! Petru, te iubesc! Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc! Trebuie să ne mai distanțăm un pic. Trebuie să ne mai distanțăm. Ro Adriana, mulțumesc! Daria, te pup! Mulțumesc frumos, Daria, te pup!
Pe final, tot ce am pregătit, vreau să descărcăm tot ce am pregătit. Trandafir pe chat, să spamăm trandafir pe chat. Vă mulțumesc din suflet. Îmi tremură mâinile, nici nu pot să vă iau în parte. Petru meu, numărul 1, Petru, te iubesc, Petru! Kinga, mulțumesc, te iubesc, Kinga. Daria, mulțumesc din suflet. Sebastian Marcu, te iubesc, frate, mersi! Ro Adriana, mulțumesc! Wow. Primește! Primește! Vine după noi! Primește pantere! Primește leopards! Primește! Primește! Aveți grijă! Aveți grijă! Vreau pe final să nu lăsăm garda jos! Petru, mersi, Petru, de lup! Te pup, Petru meu, să nu lăsăm garda jos! Mie că primește vreun tun de la bombă, vreun tun de la bombă pe final și pierdem avantajul ăsta, este păcat de avantajul ăsta. Așa că tot ce avem pregătit, haideți să descărcăm, este păcat de avantajul ăsta. Daria! Daria, te pup cu drag, Daria, mersi, Mariluca! Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc enorm, Lily Rose! Îți mulțumesc, Lily! Doamne, nu-mi vine să cred. Ultimele 10 secunde. Kinga, mersi. Tot ce avem acum, 5 secunde. 5 secunde că vine. Lili. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Vă iubesc! Vă iubesc! Black Panther, îți mulțumesc din suflet, Black Panther! Sărbătorim mai întâi! Vă iubesc pe toți, sărbătorim și după vin cu mulțumirile! Stop și gata. Avem așa. Ian Marcu, Sebastian Marcu. Împăratul pe Iași, președintele pe Iași, te iubesc. Te iubesc, mersi mult, Sebi. Ro Adriana. Sărumâna, mulțumesc din suflet, sărumâna mult, Lili Ro. Nicio. Frate, ce să zic? Ai câștigat? Felicitări. Felicitări și ție, Patri, și felicitări tuturor persoanelor care ți-au fost alături în această seară. Mulțumesc pentru acest meci, atât ție cât și tuturor persoanelor care te-au susținut. Mulțumesc susținătorilor mei de la mic la mare. Vă iubesc atât pe voi cât și pe omul ăsta aici care mi-a mâncat viața. Felicitări și vouă, mă așteptam oricum că ești bun. Și la noi s-au mișcat, din păcate nu ne-am adunat cu toții, știu că suntem foarte, foarte mulți, astăzi nu a fost să fie, am fost mai slab ca tine, ne-ai bătut la oficial, mi-am dat provocare singur cum a venit, prost sunt încât mi-am dat provocare singur, dar nu este nicio problemă. Haideți să vă arăt, acum când am fost, atâta, deci bun, tricoul a spus el, trebuie să facă tricoul așa, cu Petru, Kinga și Daria. E ok? Fac cu cine ai tu, cu cine vrei tu. Cu trei sau decât cu primul? Cum ai zis? Cu trei. Bun. Petru și în funcție de locuri, treci numele...